Caz incredibil la Suceava. O femeie s-a dat drept polițistă pe Facebook și a escrocat mai mulți oameni, printre care și o mamă cu un copil grav bolnav. Potrivit unui comunicat transmis de parchetul de pe lângă tribunalul Suceava, inculpata și-a făcut inițial mai multe conturi false de Facebook, folosind fotografii sustrase de la persoane reale. Prima victimă a escroacei a fost o persoană care avea permisul de conducere reținut. Femeia a pretins că este polițist la serviciul rutier Suceava și a cerut victimei suma de 800 de euro, în schimbul exercitării influenței față de un alt polițist pentru a-i fi returnat permisul. Pentru a oferi credibilitate spuselor sale, a creat un al doilea cont de Facebook și a pretins că este polițistul care ar urma să primească banii. Planul a funcționat pentru că victima i-a plătit escroacei banii în două tranșe, pe 6, respectiv 7 aprilie 2020. Câteva zile mai târziu, inculpata a mai cerut de la aceeași persoană 3.000 de lei cu titlu de împrumut, bani pe care nu i-a mai returnat. Într-un alt caz, inculpata s-a dat polițist și a abordat o femeie căreia i-a spus că vrea să o ajute financiar pentru a ameliora starea de sănătate a bebelușului în vârstă de 2 luni, grav bolnav. Mai exact, a mințit că o va ajuta pe femeie să-și trateze fiul la o clinică privată din Viena. Escroaca a fost arestată preventiv pentru 30 de zile și este o cunoștință mai veche a polițiștilor. În trecut a mai fost condamnată pentru trafic de influență exercitat cu același mod de operare. Just ne cugetat.